4. Arestarea. Îți mulțumim, tovarășe Stalin, pentru copilăria noastră fericită. Lozinca de pe un afiș de propagandă. 1936. În ciuda anilor buni petrecuți în Moscova, nu mi-am putut alunga niciodată, în mod complet, senzația de a fi într-un melanj bizar de epoci incompatibile. Existau tușe istorice pitorești, soldați cu cizme înalte și pantaloni bufanți, babuște cu năframe, cerșători bărboși în strențe de prinși direct de Dostoievski, garderobele obligatoriu și telefoanele cu disc rotativ, căciulile de blană, vizitiei și cameristele, pâinea cu untură, abacele în locul caselor de marcat, ziarele de la care te mânjeai de cerneală tipografică, izul de fum de lemne și closetele din curte în suburbii, carnea vândută din camioane tixite cu carcase de vită, din care un mujic tăia ca un satâr însângerat. Unele tipare ale vieții păreau absolut neschimbate din vremea tatei, ba chiar din vremea bunicului. Au existat câteva momente când cred că am întrezărit crâmpeie ale coșmarului în care a intrat bunicul meu în iulie 1937. Pentru câteva ore l-am văzut, l-am mirosit și l-am atins. A fost îndeajuns, poate, pentru a-mi oferi o idee despre cum a fost, cel puțin, din punct de vedere fizic. Nu mi-aș fi dorit să trăiesc vreodată ce s-a petrecut în realitate în mintea și în inima lui. Într-o seară de la începutul lui ianuarie 1996, la o lună după ce fusesem în Kiev pentru a vedea dosarul bunicului, mergeam printr-o ninsoare ușoară spre hotelul Metropol. Încercam să opresc un taxi și n-am observat că mă urmăreau trei bărbați. Mi-am dat seama de prezența lor numai când mâneca unui cojoc galben de miel s-a apropiat de fața mea, urmată de o lovitură puternică în falcă. N-am simțit nicio durere, ci doar șocul, precum impactul unui tren. După 2 sau 3 minute, stranii, de timp parcă ireal, m-am sculat. Am căzut din nou, m-am chinuit să mă ridic, în vreme ce bărbații continuau să mă bată. Am simțit mirosul de blană udă al căciulii mele când mi-am înfundat fața în ea ca să-mi protejez nasul. Apoi am văzut, pe când zăceam pe stradă, roțile din față pline de noroi și farurile murdare ale unui automobil Lada roșu care înainta către noi prin zăpadă. Într-un mod destul de neverosimil, un bărbat cu picior stâng într-un gips enorm a ieșit prin portiera de lângă șofer. A strigat ceva și cei trei atacători au apărut brusc, stânjeniți și s-au îndepărtat cu expresii de prefăcută inocență. Cei din mașină m-au ajutat să mă ridic, după care au plecat. În clipa aceea, un jeep de poliție a apărut de după colț. I-am făcut semn să oprească, am deschis portiera, am bolborosit ce se întâmplase și am suit. În clipa în care am pornit pe strada Neclinaia, în urmărirea agresorilor mei, am simțit brusc cum mintea mi se limpezește, iar timpul în sine a schimbat brusc vitezele în tandem cu polițistul de la volan, de la foarte încet la foarte rapid. Am continuat spre stația de metro Ohot Niriat și mi-am zărit atacatorii jucându-se în zăpadă lângă stația Lubianca. Jeepul a executat o derapare ca în filme, peste 8 benzi de trafic și s-a oprit. Cei trei bărbați își căutau buletinele de identitate, părând calm și vesel de beți, zâmbind și crezând că era un control de rutină al actelor. Doi aveau trăsături asiatice de tătari. Al treilea era un rus. Când m-au zărit coborând din jeep, au încremenit și au părut că se chircesc. Ei sunt, am rostit, indicându-l teatral cu brațul.
Cei doi tătari au fost înghesuiți într-un spațiu zăbrelit în partea din spate a jeepului. Nu trecuseră nici 12 minute de când începuseră să mă bată. Secția de poliție era impregnată de izul etern al închisorilor rusești, sudoarea, urina și disperare. Pereții erau de un bej palid, instituțional pe jumătate de sus și maro închis pe jumătatea de jos. Agresorii mei stăteau într-o cușcă în colțul sălii cu capetele în mâini, murmurând între ei și privindu-mă ocazional. Sergentul de serviciu se afla la un birou ridicat cu 30 de centimetri deasupra podelei, în dărâtul unui panou din plastic. În fața lui se găseau câteva registre mari cu aspect victorian, o coală de timbre, un teanc de formulare și o scrumieră făcută dintr-o cutie de Fanta. Mi-a ascultat impasibil plângerea, apoi a ridicat telefonul și și-a sunat superiorii. Din clipa aceea, cred, soarta agresorilor a fost pecetluită. Eu eram un străin și asta însemna necazuri pentru poliție dacă acest caz nu era rezolvat așa cum se cuvenea. Plângeri consulare către Ministerul de Externe, rapoarte justificative și multe altele. Anchetatoarea repartizată cazului se numea Svetlana Timofeievna și era locotenent colonel în Departamentul Investigației Penale Moscova. Era o femeie sigură pe sine și cu un aer respectabil, care m-a evaluat printr-o privire pătrunzătoare și directă, obișnuită să clasifice bărbații în fricoși și scandalagii. Era una dintre rusoicele corpolente și invincibile de vârsta mijlocie, care existau asemenea unor dobermani în anticamerele tuturor bărbaților importanți ai Rusiei. Ele administrau casele de bilete și dominau recepțiile hotelurilor. După ce am povestit de mai multe ori detaliile, Svetlana Timofeievna a tras cu mult respect o foaie albă cu antetul protocol, care anunța o declarație formală și a început să înconsemneze în mod oficial mărturia. A însemnat în partea de jos a fiecarei pagini și mi-am pus inițialele în dreptul fiecarei corecturi. În cele din urmă, ea a luat un dosar nou cu titlul Delo, caz penal, și a completat cu grijă datele acuzatului pe coperta din carton maro. Dosarul fusese deschis. Din clipa aceea, eu, agresorii mei, anchetatorii, am devenit toți creaturile sale. În următoarele 3 zile, m-am împleticit, amețit de o comoție minoră, spre secția de poliție la convocările Svetlanei Timofeievna. În timpul zilei, secția era încă și mai deprimată. O clădire scundă, din beton, cu 2 niveluri, într-o curte interioară, plină de zăpada murdară, cu pubele și câini vagabonzi. M-am întâlnit cu polițiștii care fuseseră cu mine în noaptea agresiunii și unul dintre ei mi-a șoptit discret că am avut grijă ca tipii ăia să nu se plictisească. Am simțit un fior vinovat de răzbunare. Între perioadele lungi de somn, reparatoriu în apartamentul meu, lipsit de soare de la nivelul al treilea al blocului și după amiezile lungi petrecute în secție, mi s-a părut că lunecasem cumva într-o lume subterană aspră, în care urmăream, la nesfârșit, pixul anchetatoarei, acoperind teancuri de hârtie, cu tâmplele sfâcnindu-mi și dorindu-mi să se termine odată totul. Noaptea aveam visuri agitate de frustrare, focalizate obsesiv asupra pixului aceluia, asupra felului în care apăsa pe hârtia oficială ieftină, ținut de o mână fără corp și lumina de razele puternice ale becurilor instituționale. În ziua a treia, deși prins în coșmarul acesta birocratic de trezire și adormire, mi se pare că trecuse realmente mai mult. Simțindu-mă ca un veteran, am suit încet treptele tocite ale secției de poliție,
trecând pe lângă closetul urât mirositor pe care fusese furat colacul. Pentru prima dată de când o cunoscusem pe Svetlana Timofeievna, am găsit-o îmbrăcată în uniformă. Acum va urma Ocinaia Stavka, m-a anunțat ea. Ocinaia Stavka, confruntarea. Este o procedură de investigare standard în Rusia, în care acuzatul se întâlnește cu acuzatorul său și sunt citite declarațiile ambelor părți. Svetlana Timofeievna a luat dosarul care începuse să crească și m-a condus în jos pe scară, într-o încăpere care semăna cu o clasă mare de școală, plină cu rânduri de bănci orientate către masa de pe o estradă la care ne-am așezat în tăcere. Am rămas privind textura lemnului mesei. Bărbații au intrat atât de încetişor încât i-am auzit abia după ce polițistul a închis ușa. Amândoi erau cu cătușe la mâini și mergeau țepeni cu capetele plecate. S-au așezat greoi pe băncile din primul rând, după care au înălțat ochii și ne-au privit cu sfială, ca niște elevi vinovați. Svetlana Timofeievna îmi spusese că erau frați, tătari din Kazan. Amândoi erau însurați, aveau copii și locuiau în Moscova. Arătau mai tineri decât mi imaginasem și mai micuți. Matius, te rugăm să ne ierți dacă te-am rănit. Te rugăm dacă putem face ceva, a început cel mai scund dintre ei, fratele mai vârstnic. Dar Svetlana Timofeievna l-a oprit imediat. A citit declarația mea stângace, în cea mai lungă dintre cele patru versiuni pe care le cunoscuse, apoi raportul medicului legist. Ei au ascultat în tăcere. Cel mai tânăr își ținea capul în mâini. Propria lor declarație avea numai cinci fraze în care afirmau că fuseseră prea beți pentru a-și aminti ce făcuseră, că își recunoșteau nesiliți de nimeni vinovăția și se căiau. La sfârșitul fiecarei declarații a urmat câte o secundă stingheritoare, când Svetlana Timofeievna le-a întins acuzațiilor hârtiile pentru a le semna. Săritor, am împins hârtiile mai departe pe masă, astfel ca ei să le poată semna cu mâinile încătușate. De fiecare dată au încuviințat politicos din capete. Aveți ceva de spus? Fratele mai vârstnic, care încă purta cojocul galben, a început să vorbească. La început a fost calm, cu prietenie forțată în glas. M-a privit în ochi și, pe când vorbea, am încetat să-i ascult cuvintele și m-am mulțumit să-i aud tonul și să-i citesc privirea. Mă implora să-i cruți. Chipul meu încremenise într-un soi de zâmbet oripilat. El s-a plecat și mai mult în față, iar o notă de panică i s-a strecurat în voce. După aceea a căzut în genunchi și a plâns. A plâns cu zgomot, în timp ce fratele lui plângea în tăcere. Apoi au plecat. Svetlana Timofeievna mi-a zis, însă n-am auzit-o. A trebuit să repete și mi-a atins umărul. Spunea că trebuie să plecăm. A murmurat ceva despre retragerea acuzațiilor. Ea a oftat adânc și mi-a spus obosită, ca și cum ar fi încercat să explice unui copil realitățile dure ale vieții, că n-ar fi fost posibil. Nu era o femeie cu inimă de piatră. Chiar și după atâția ani de arestare, a unor oameni mărunți și stupizi pentru delicte mărunte și stupide. Cu toate acestea, deși văzuse nevestele înlăcrimate ale celor doi frați și știa că era un caz banal care nu merită nici pe departe sentința teribilă pe care urma să o aplice, ea știa prea bine că în după-amiaza aceea avea să dactilografieze un raport complet, recomandând menținerea celor doi în arest în așteptarea judecărilor. Eram cu toții prinși acum în momentul de inerție al roților strivitoare. Faptul că eu eram cetățean străin însemna că totul trebuia executat după litera manualului. Dosarul atotputernic.
Toți eram siliți acum să urmăm cursul lui, pas cu pas, pentru că ceea ce fusese scris nu mai putea fi șters. În așteptarea procesului, cei doi bărbați au petrecut 11 luni și jumătate în închisoarea Butyrskaya, una dintre cele mai celebre din Rusia. Până la urmă, am primit eu însumi o citație la proces, dar m-am simțit prea speriat ca să mă prezint. Am fost înlocuit de un prieten care a aflat că ambii frați se îmbolnăviseră de tuberculoză în pușcărie. Deși victima agresiunilor n-a fost prezentă, au fost condamnați și au căpătat o sentință egală cu timpul pe care îl petrecuseră deja în închisoare. Își pierduseră slujbele, iar familiile lor reveniseră în Tatarstan. La momentul auzirii veștii, șocul, ba chiar și amintirea nopții în care viețile noastre se ciocniseră, cu consecințe atât de dezastruoase, se destrămaseră. Am încercat să mă conving că episodul se pierduse în turnul Babel, de întâmplări oribile ce se învolburau în redacția de știri în care lucram. Ar fi fost irațional, mi-am spus, să jălesc soarta vinovaților, când ziarele care se adunau zilnic în măldare pe masa mea erau pline de poveștile îngrozitoare ale suferințelor nevinovaților. Totuși, amintirea ororii și a vinovăției pe care le-am simțit când bărbații aceia s-au umilit în fața mea era îngropată adânc și supura. Cred că mulți ruși poartă în interiorul lor o otravă întunecată, similară, alcătuită din traume, vinovății și uitare deliberată. Ele formează un compost bogat în care prind rădăcini hedonismul, duplicitatea, plăcerile și trădările. Nu la fel se întâmplă cu europenii alintați printre care am crescut, chiar dacă mulți dintre ei erau convinși că suferiseră din cauza indiferenței părinților. Cruzimii partenerului de viață sau ratorii personale, însă rusul de mijloc am decis eu pe baza anilor în care hălăduisem prin partea cea mai tenebroasă a Noii Rusii. Asistase deja, până la 17 ani, la mai multe abuzuri reale, lipsă de speranță, corupție și nedreptate decât văzuseră majoritatea prietenilor mei englezi în toată viața. Iar pentru a supraviețui și a fi fericiți, rușii trebuie să îngroape și să ignore în mod deliberat foarte multe. Nu-i de mirare că intensitatea plăcerilor și a extravaganțelor lor este atât de acută. Trebuie să fie pe măsura suferințelor. După percheziția din apartamentul din Cernicov al familiei Bibikov, zile la rând nu s-a mai aflat nicio noutate. Boris nu s-a întors din concediu. NKVD-ul îi repeta Martei că va fi informată imediat ce ancheta va înainta. Varia a fost trimisă înapoi la familia ei de la țară, iar Marta și cele două fiice ale ei au locuit în baia și bucătăria apartamentului, întrucât celelalte camere fuseseră încuiate și sigilate. Marta a cumpărat alimente cu banii care îi rămăseseră în portofel și a acceptat mila vecinilor. Colegii lui Bibikov nu știau nimic. De fapt, mulți dintre ei dispăruseră de asemenea, iar restul erau fie îngroziți, fie încrezători în mod naiv că NKVD-ul își va corija în scurtă vreme greșeala. A existat și un episod de panică atunci când Marta și-a lăsat fiicele singure pentru a-și mânca supa de vișine, o delicatese ucraineană estivală, în timp ce ea a plecat din nou la sediul NKVD pentru a se interesa de noutăți. Lenina citea o carte primită de la tatăl ei și n-a observat că surioara mai mică își vârâse toți sâmburii de vișine atât de adânc în nas, încât nu mai puteau fi scoși. Sunt o pușculiță, i-a spus Liudmila sororii sale, vârându-și alt sâmbur în nas. Când s-a întors, mama lor s-a îngrozit. Liudmila a fost dusă imediat la spital,
unde sâmburii i-au fost extrași de o asistentă încruntată cu un forceps lung, păstrase pare specială în acest scop. Lenina a încăsat o chelfăneală zdravănă pentru neglijența ei și a plâns, fiindcă nu putea merge la tatăl ei ca să o aline. După aproape 2 săptămâni de griji, Marta a decis că tot ce mai putea face era să o trimită pe Lenina la Moscova, la frații cu relații suspuse ai soțului ei. Cu siguranță ei puteau să tragă niște sfori și să afle ceva despre cele petrecute. Nu avea bani pentru a cumpăra un bilet de tren, așa că a învelit într-un șervețel 2 linguri de argint din bucătărie și s-a dus la gară pentru a ruga o însoțitoare de vagon să-i facă rost de un loc în unul dintre expresurile Kiev-Moscova, care treceau noaptea târziu prin Cernigov. Însoțitoarea a suit-o pe Lenina pe o plasă pentru bagaje și a spus să nu se clintească. I-a zis apoi Martei să-și păstreze lingurile. Marta a alergat pe peron când a pornit trenul până n-a mai putut ține pasul cu viteza vagoanelor. Cu 10 ani în urmă, tatăl Martei o expediase din casa în care crescuse, pe un peron din gara din Simferopol, ea și abandonase în voia sorții sora moribundă. Acum, privind cum dispăreau în noaptea luminile trenului care îi purtau fata cea mare spre Moscova, Marta a înțeles că noua ei familie se destramă. S-a dus la biroul telegrafic și a expediat o telegramă scurtă rudelui soțului din Moscova, spunându-le despre sosirea Leninei. După aceea s-a întors acasă. A găsit-o pe Liudmila adormită pe o pătură pe podea. A ridicat-o în brațe și, după cum i-a povestit Leninei mai târziu, a urlat ca un animal rănit. În gara Kursky din Moscova, Lenina a fost așteptată de unchiul Isaac, fratele mai mic al lui Boris. Celălalt frate al lor, Iacov, ofițer din aviația militară, era detașat în Orientul Îndepărtat, la Habarovsk, lângă Vladivostok, și încă nu auzise despre arestarea lui Boris. Isaac avea 23 de ani și era un inginer de viitor la fabrica pentru motoare de avioane Dinamo. El și-a îmbrățișat nepoata și i-a spus să nu-i povestească nimic până nu ajungeau cu tramvaiul la apartamentul mic pe care îl împărțea cu mama sa, Sofia. În bucătărie, cei doi au ascultat în tăcere povestea Leninei. Fetița a început să plângă, suspinând că nu știa ce făcuse tatăl ei. Isaac a încercat să o liniștească. Totul era o neînțelegere, i-a spus el. El cunoștea niște persoane care puteau rezolva situația. A doua zi, Isaac a vorbit cu un prieten de la uzina Dinamo, unul dintre politrucii necavedei rezidenți. Până recent, bărbatul respectiv se numărase printre gărzile de corp personale ale unui general NKVD. Politrucul a spus că va vorbi cu vechii lui colegi și va încerca să aranjeze o audiență pentru a lămuri ceea ce a numit cu destul tact o eroare teribilă. Peste 2 zile, Isaac s-a întors acasă mai devreme. I-a spus Leninei să-și pună rochița de vară cea bună și au plecat împreună la stația de tramvai. Au călătorit în tăcere până la sediul general al NKVD din piața Lubianca. Lubianca în sine era o clădire burgheză veche care adăpostise o companie de asigurări înainte de Revoluție. Până în 1937, fusese extinsă, iar beciul îi fusese transformat într-o închisoare destul de mare, care la momentul acela era tixită de cele mai recente victime ale marii epurări. Isaac și nepoata lui au mers la intrarea principală. Bărbatul și-a prezentat buletinul sergentului de pază și au fost escortați la etaj, într-o sală de așteptare.
Un bărbat, în uniformă verde închis de NKVD, cu pantaloni bufanți și cizme de piele, a venit și a schimbat câteva cuvinte cu Isaac. Era în mod evident prietenul care îi aranjase audiența. Când au fost conduși în cele din urmă în cabinet, Lenina a crezut că era pustiu. Pe un birou uriaș din lemn închis la culoare, ardea strălucitor o veioză. În ciuda razelor puternice ale soarelui de vară de afară, draperiile grele erau trase pe jumătate. Ferestrele erau înalte și covorul gros. Abia după aceea, fetița a observat în dărătul biroului un cap micuț și chel cu ochelari. Lenina s-a gândit că generalul semăna cu un gnom. Gnomul i-a privit pe cei doi și a întrebat ce căutau acolo. Bâlbâindu-se, Isaac a început să explice că fratele său, un comunist bun și loial, fusese arestat dintr-o greșeală, o neatenție, poate un exces de zel din partea celor care îi eliminau pe dușmanii statului. În timp ce asculta, generalul a ridicat un dosar subțire de pe birou, l-a răsfoit, după care a rostit un singur cuvânt. Razberemsia. O să rezolvăm. Acela a fost sfârșitul audienței. Zguduit, Isaac a dus-o pe Lenina acasă și a doua zi a suit-o în trenul spre Cernicov. După câteva zile, Marta a vândut tot ce a putut din vesela rămasă și a cumpărat bilet de tren pentru ea și fetiță către Crimea, unde locuia sora ei mai mare, Feodosia. Înainte de a pleca, și-a anunțat conștiincios destinația la NKVD Cernicov, astfel încât soțul ei să nu se sperie când revenea acasă în apartamentul pustiu după rezolvarea neînțelegerii. Iarna s-a apropiat, dar n-au primit nicio veste. Marta și fetițele locuiau în bucătăria căsuței din lemn a Feodosiei, de la periferia Simferopolului. Era o cădere brutală în disgrație după viața pe care o duseseră în Cernicov ca membrii a elitei de partid răsfățate. Marta a găsit de lucru ca infirmieră în spitalul de boli infecțioase pentru copii și aducea de acolo resturi de mâncare pentru a-și hrăni fiicele. Climatul din Crimea este mai blând decât cel din Rusia europeană. Totuși, iernile aduc vânturi reci dinspre golful Sevastopolului. Casa Feodosiei, prin care trecea zdravă în curent, era încălzită cu un godin mic, cunoscut ca burjuica, o sobă burgheză, care se încălzea repede și frigea, însă care se răcea bocnă până dimineața. Copilele nu aveau voie să o aprindă peste zi. În vreme ce Marta era la spital, ele stăteau lângă fereastră, înfofolite în pulovere și priveau ploaia care cădea peste livada mică ce le înconjura casa. Viața adevărată era altundeva, s-a gândit Lenina, în decursul lunilor acelora care abia se scurgeau. Ducea dorul existenței lor animate din Cernicov, al vecinilor, al prietenilor de la școală și al acelui necontenit dute vină de colegi de muncă și amici, care stăteau până noaptea târziu în bucătăria lor. Dar mai mult ca orice, tânja după tatăl ei, care îi fusese refugiul și prietenul cel mai bun. Nu încetase nicio clipă să creadă că el era viu și sănătos și că îi ducea dorul la fel de mult. Liudmila fusese dintotdeauna un copil tăcut, însă acum părea că se rătrăsese aproape complet în sine. Se juca singură cu păpușile într-un colț de pe podeaua bucătăriei Feodosiei, lângă cufărul pe care dormea Lenina, încercând să nu stea în calea mamei, gâlcevitoare și a mătușii. Marta se întorcea seara târziu acasă, extenuată și ciufulită. După arestarea soțului, își neglijase complet aspectul exterior. La începutul lunii decembrie, Liudmila s-a îmbolnăvit de pojar.
Părea că luase virusul din alimente sau poate de la uniforma de spital al mamei. Deoarece febra i-a crescut, Marta a rămas acasă să o îngrijească. O trimitea pe Lenina la farmacie după cataplasme cu muștar pentru a ușura tusea surorii ei și picături pe care să-i le pună în ochii inflamați. În a treia sau a patra noapte de febră a Ludmilei, s-a auzit o ciocănitură puternică în ușă. Teodosia s-a dus să deschidă. Câțiva bărbați în uniforme închise la culoare și cu pistoale la centură au pătruns în casă și au cerut să o vadă pe cetățeana Bibicova. Când ei au deschis ușa bucătăriei, Marta s-a sculat nesigură în picioare cu Ludmila în brațe. Scularea! I-a poruncit un bărbat leninei și a deschis brusc cufărul pe care dormea, răsturnând-o pe fată și păturile pe podea. Marta a început să strige, protestând, și l-a prins pe ofițer de braț. Acesta a îmbrâncit-o înapoi și a răsturnat-o în cufărul deschis, cu fetița de 3 ani în brațe. Lenina își amintește țipetele. Toți zbireau și mama ei se căznea să se ridice din cufăr, un moment de farță grotescă în coșmarul care se derula. Bărbații din NKVD au tras-o pe Marta afară, i-au ținut brațele la spate și au scos-o din casă prin grădină, fără să aibă pe ea altceva decât cămașa de noapte. Pe stradă au împins-o în una dintre cele două mașini de miliție, corbi negri care îi așteptau. Alt ofițer i-a urmat cu cele două copile, Ludmila sub braț și Lenina ținută de mână. Când au ajuns pe stradă, Lenina s-a desprins din strânsoarea lui și a încercat să fugă către mama ei. A fost prinsă și înghesuită cu sora ei în a doua mașină. După ce au pornit, Lenina și-a luat în brațe surioara care ardea de febră și plângea isteric. În capătul străzii, cele două mașini s-au despărțit, apucând-o în direcții opuse. Fetele nu aveau să-și mai revadă mama decât peste 11 ani. În clipa când scriu rândurile acestea, propriul meu fiu, Nikita, are exact vârsta Ludmilei în clipa arestării Martei, 4 ani fără 2 luni. Are chipul rotund, un ciuf de păr negru și ochii zbitori de albaștri ai bunicii sale, Ludmila. Când am fost să o vizităm cu câteva săptămâni în urmă, Lenina l-a strâns atât de puternic în brațe, încât piciul a început să plângă. Ea a spus că semăna într-atât cu Ludmila, încât nu s-a putut abține. La 12 ani, când au luat-o pe mama, am devenit eu însumi, mamă, ne-a spus ea. Ludmila a fost primul meu copil. Nikita este o Ludmila în miniatură. Uneori, când îl privesc pe Nikita jucându-se, simt, bănuiesc, la fel ca toți părinții, un fulger de teamă irațională, nedeslușită. Când el se ghemuiește prin rărăzoarele de flori, săpând în căutarea de melci sau pentru a descropa bulbi, absorbit în propriile gânduri, mă tem ca fiul meu ar putea să moară ori să fie altcumva luat de lângă mine. Alteori, de obicei noaptea târziu, când sunt băut și depărtat de casă, în misiune în Bagdad sau în altul dintre locurile teribile și uitate de Dumnezeu în care mi-am petrecut o parte așa de mare a vieții, după ce am părăsit Moscova, îmi imaginez ce s-ar întâmpla cu el dacă eu aș muri. Mă întreb dacă va face față, ce va aminti despre mine, dacă va înțelege, dacă va plânge. Gândul de a-l pierde este atât de îngrozitor încât mă amețește. Mă gândesc adesea la Marta noaptea aceea și încerc să-mi închipui ce aș simți dacă Nikita mi-ar fi smuls din brațe de către niște străini, dar nu îmi pot imagina. NKVD-iștii l-au dus pe Lenina și Ludmila la închisoarea Simferopol pentru delincvenți minori, unde aveau să rămână până ce
statul le decidea soarta. Potrivit logicii nemiloase a epurării, se considera că membrii de familie ai unui dușman al poporului fuseseră contaminați de erezia acestuia, ca și cum ar fi fost o boală. După cum spune un proverb, aștia nu sare departe de trunchi. De aceea, fetițele în vârstă de 12 și respectiv 3 ani au fost condamnate să sufere pentru păcatul tatălui lor. Partidul a decretat că, la fel ca el, să devină gunoaie ale istoriei. Închisoarea era prost luminată și puțea aurină, săpun, fenolic și grudon de cărbune. Lenina își amintește fețele bărbaților care le-au notat datele personale, mirosul acrișor din celula care au fost duse și unde li s-a spus să-și găsească un loc pe podea acoperită cu paie, și lătratul câinilor gardienelor de pe coridor. Ținându-și în brațe surioara care gemea, ea a plâns până a adormit. Mila își readmintește de asemenea noaptea arestării mamei. Este cea mai veche amintire clară a ei. Stă în cămășuța de noapte, are în brațe o păpușă, un soldat o îmbrâncește și toată lumea răcnește. Nu ține minte nimic din cei 3 ani și 10 luni ale vieții normale de familie, rămânându-i doar spectrul unei amintiri în care era purtată pe umerii tatălui. Din momentul acela, Lenina a devenit surogatul de mamă al surorii ei. 2 copile speriate, singure, într-o lume care devenise pe neașteptate sumbră și de neînțeles.